Bună ziua, trebuie să spunem că, într-adevăr, ne aflăm la acest centru și suntem primii care au reușit să intrăm aici și sunt reprezentanți din Ministerul de Interne, de la foarte multe structuri. Iată, sunt cei de la pompieri, cei de la IGI, cei de la poliție. De asemenea, avem și translatori care ajută pe cei care discută cu ucrainienii pentru a le facilita cât mai grabnic tot ceea ce au nevoie. Trebuie să spunem că aici se registrează zilnic 10 de cazuri. Dar ce înseamnă acest această cifră? Atunci când se primește un apel, e vorba practic de un transport care poate fi și de 700-800 de persoane. Toate aceste persoane trebuie distribuite cât mai repede în centrele de cazare puse la dispoziție de către autorități și evident că nu este o muncă deloc ușoară. Trebuie spus că există centre specializate atât pentru mame și copii, cât și persoane cu dizabilități, dar și pentru persoane care au câini. Iată așadar că este o muncă extrem de dificilă aici și în fiecare secundă aproape sună telefonul pentru că acești refugiați au în permanență nevoie de ajutor. Atât pentru moment. La revedere!